O chelneriță din Spania a fost arestată după ce a servit unui polițist o cafea extrem de rece și îngrozitoare la gust. Instanța din regiunea Nevada a decis că ofițerul de poliție a avut un comportament legal. Ofițerul și chelnerița au intrat într-o ceartă uriașă după ce omul legii a primit cafeaua rece. Bărbatul a scuipat băutura care a fost servit în fața marturilor uimiți de la benzineria din Pamplona. Polițistul i-a cerut femeii să meargă afară unde au continuat scandalul. Când ea i-a răspuns pe un ton mai supărat, instanța a aflat că el a decis că femeia riscă să tulbure liniștea și ordinea publică și a decis să o aresteze. Arestarea absurdă nu poate fi în niciun caz considerată nerespectuoasă, iar comportamentul femeii în afara restaurantului a fost cu siguranță unul neascultător, a constatat instanța. Polițistul a fost inițial suspendat timp de 6 luni pentru acțiunea împotriva libertății individuale, dar instanța a anulat hotărârea.